Bun găsit, doamnelor, domnișoarelor și domnilor! Vă spun la o nouă întâlnire cu cântecul nostru popular și interpreții îndrăgiți în cadrul binecunoscutei emisiuni de acum, Porți deschise pentru cântec, o emisiune în care mi-am propus de la început să promovăm valori ale cântecului popular, dar și tinerii interpreți ce merită să vină în această emisiune și care calcă cu pași repede spre cea mai înaltă culme a cântecului nostru popular. Ei bine, vorbeam într-una din emisiunile trecute că undeva prin vădastra Oltului am întâlnit o voce care m-a fascinat, o tânără interpretă care, îndrăgostită fiind de cântec, și-a propus să facă ceva, carieră în folclor, alături de profesia sa în ale medicinei. Și iată că, se pare, bunul Dumnezeu i-a ajutat nu numai să realizeze ceea ce și-a propus, ci și să nu-i dezamăgească pe cei ce și-au pus încredere și speranță în domnia sa. Vine așadar din vădastra Oltului, vădastra, vădăstrița, o zonă binecuvântată de Dumnezeu cu oameni harnici, astăzi, aici, în inima Gorjului, la cel mai iubit post de televiziune, Accent TV, și mă grăbesc să-i spun bună seara și bun venit doamnei Carmen Budulan. Bună seara, domnule Lușerman. Bună seara, spun și telespectatorilor care în acest moment ne urmăresc, gorjenilor de aici, din Târgu Jiu și din împrejurim, pentru că am înțeles că acest post de televiziune are o rază mai mare, are o rază de acțiune. Foarte mare, da? Îi salut cu mare drag și este o onoare să fiu aici cu gorjenii dragi și onoare cu dumneavoastră și mulțumesc mult, mult, mult pentru invitație. Și mai ales că Accent TV este fratele radioului Accent. Așa este. Sunt o familie aici, alcătuiesc o familie care, așa cum știe toată lumea, mâine Radio Accent vine în casele radioascultătorilor cu cel mai grandios regal folcloric ocazionat de împlinirea a 5 ani de Radio Accent, 5 ani pe locul întâi, așa cum este scris pe afiș, și nu întâmplător s-a scris, dragii mei, pentru că și subsemnatul confirm că, într-adevăr, Radio Accent a surclasat orice audiență în ceea ce privește radioul din Oltenia. Și nu numai. Am ajuns aproape de Focșani și ascultam Radio Accent. Așa că vă dați seama ce bucurie pe cei care ascultă Radio Accent și nu numai, pe cei care mâine seară au posibilitatea să urmărească în direct acest minunat spectacol, unde cei mai îndrăgiți și cei mai în vogă interpreți ai cântecului popular vor fi prezenți. Vreau să le mulțumesc organizatorilor că mi-au acordat această șansă de a prezenta acest spectacol, care sunt sigur că va fi o filă în istoria radioului Accent și va fi o bucurie pentru toți cei care vor fi prezenți și în sală. Televiziunea Accent TV, am înțeles că va înregistra acest mega spectacol și îl va difuza la o dată anunțată. Ei bine, iată că a trecut ceva timp de când te-am întâlnit întâmplător lângă scena din Slatina, parcă nu? Așa este. Eram la Olteni și restul lumii. Tu ai trecut întâmplător și ai văzut că acolo este Neneanelu. Și mi-ai spus că așteptai să mă întâlnești de mult și m-ai întâlnit.
Așa este, așa a fost momentul în care l-am cunoscut pe domnul Nelu Șerban și îi mulțumesc mult de tot. La Slatina, între Oltenii, am întâlnit la un festival frumos. Mai tare, și Carmen, să te audă toată lumea. N-am ezitat să-l trag așa de mână pe să-l abordez. Nelu, sigur că da, și să-i spun și eu cânt și mi-aș dori foarte mult dacă am putea colabora. Bineînțeles că n-a ezitat nici măcar o secundă, așadar ziua următoare... Mi-ai spus că ai deja un... cântece înregistrate, da. Și am spus vreau să le ascult în ziua următoare. Și povestește ziua următoare, tu. Sigur că da, eram pe scena festivalului din Slatina alături de îndrăgita și iubita și preferata mea, doamna Maria Ciobanu. Deci mi-a făcut o dublă sărbătoare domnul Nelu Șerban să fiu prezentă la acest festival. După ce am ascultat-o cântând, am spus, păi stai puțin, dacă tot ai venit, ai costum la tine. Păi, sigur că da, pentru că îl port mereu în, da? În mașină. Astă seară vei urca pe scenă. Și am avut curajul să urc pe scenă și n-am dat greș. Dar trebuie să le spun telespectatorilor că în acea perioadă tu pribegeai așa prin lume. Erai în Italia stabilită. Da, așa este. Și eu te-am întrebat, măi fetițo, ce cauți tu în Italia când tu ai fost lăsată de Dumnezeu să cânți? Da, poate și acela a fost un mesaj unde... am înțeles că locul meu este aici și, într-adevăr, mă simt extraordinar. Faptul de a mă reîntoarce în țara mea n-a fost deloc întâmplător, pentru că am urmat calea cântecului popular și mi-a ajutat Dumnezeu să întâlnesc cu oameni speciali care au reușit să-mi dea o mână de ajutor la momentul potrivit și în și care au avut încredere potrivit, în tine. Și care au avut încredere. Și pe această cale, încă o dată, vă mulțumesc mult de da. Tot. Eu am să-ți mulțumesc și mai mult. Dacă în clipele următoare ai să-mi dai voie să spun unui telespectator. Alo! Alo! Bună seara! Bună seara! Și bine, bună și seara, bine ați venit invitat. În emisiune! Invitată e dumneavoastră! Bună seara, vă spun și eu! Să fiu prima în seara asta, dacă mă recunoașteți. Cum să nu, doamna Ghiță? De la Melinești. De la Melinești, eram sigur. De unde ne sună lumea, de la Melinești, din Dolj. Și aici ajungem, și aici da. Și peste tot, pe Radio Ardem și postul Pansem, TV, e peste tot. Da. Ajungem căștile la fiecare, numai să urmărească, cine nu știe, nu știe ce nu pierde, cine nu urmărește, da. Nu știe ce pierde, doamna Ghiță. Nu știe Ghiță. Ce pierde, adevărul ăsta este, da. Da. Păi vreau și eu ca cântecile aceste care le va cânta doamna Carmen, doamna domnișoara Carmen, da? Să fie cu toată familia mea, adică pentru nașii mei de la Melinești, pentru pentru domnul Marian și toată regia de acolo, pentru legătura mai da. Eu le mulțumesc din suflet colegilor din regia de emisie și din platou. Pentru toți concertenii mei de la Melinești. Negoiești, Tălpași, Fărcași. De la Godeni, de peste tot. De unde ne auzi, de la Gorj, că și de acolo. De pe Amaradi în sus, da? Mulțumim, doamna Ghiță, să aveți o seară minunată, să vă bucurați de cei dragi, dar până atunci să vă bucurați de cântecele doamnei Carmen Budulan. Așa să fie, domnul Nelu, da. O seară plăcută. La revedere. Ne-a Carmen, vedere. Am să te rog să începem cu o doină, așa cum ai reușit tu să mă convingi pe mine, pentru că interpreții care și-aleg o doină să o așeze pe album înseamnă că au curaj să cânte. Carmen Budulan. Thank you.
știu să-i înjur.
Așa sunt românii mei, mă mândresc cu ei. Oameni dragi, mintea aleasă și vorba înțeleaptă. Moldoveanul și muntanul în horă s-au prins. Banatul și cu Ardealul că-i horă de vis. Maramureș, Plaicu, cântecul interpretat de Carmen Budulan, cel de-al doilea cântec, este și un preambul la sărbătoarea radioului Accent la cei 5 așa ani este. De și eu țin să-i sărbătoresc și să le zic la mulți ani și mulți, viață. mulți ani alături de interpreții trebuie, și de iubitorii de folclor. Da, trebuie să spun, să mărturisesc și telespectatorilor că în momentul în care te ascult interpretând Doina, se ridică părul așa, știi, și simt că ceva se întâmplă, o transformare. Așa este la cei care simt cu adevărat ce înseamnă. Da, așa este. Și eu am interpretat-o de atâtea ori, dar de fiecare dată mă emoționează da. În mod special. 0353 414 410 este numărul de telefon la care telespectatorii noștri pot suna și intra în legătură directă cu redacția noastră muzicală. Carmen, aș vrea să le spui telespectatorilor că vii din... Da, vin din zona Romaneațului, mai exact din comuna Vădăstrița, județul Olt. Este o comună lângă Vădeastra, așa cum aminteați dumneavoastră mai devreme. O zonă bogată, etnofolcloric, pot să zic, nu pentru că este comuna mea, dar de acolo am reușit să-mi... Cu costume populare, minunate, cu oameni obiceiuri, și minunat, cu oameni și gospodari, așa tradiționale. Este. De unde, bineînțeles, am avut de unde culege și de unde obține câte da. Ceva din fiecare. Când ai început să cânți, Carmen? De micuță. Părinții mei spun că am cântat din momentul în care am luat viață și eram o gălăgioasă, probabil că era cântecul popular. Da. Așa spune spre mama. Spre rușinea mea n-am ajuns acasă la Vădăstrița, la Carmen Budulan, dar îmi doresc tare mult să-i cunosc pe mi-ar face plăcere. Părinții tăi da, pentru că... și să văd locurile unde ai copilărit, pentru că știu că acolo există într-adevăr un izvor de cultură și tradiție. Așa am cunoscut foarte multe formații din zonă la festivalul de la Slatina și m-ai impresionat. Mai avem o legătură telefonică. Alo! Bună seara, domnule. Bună seara și bine ați venit. Bună seara, stimată doamnă. Bună seara. Cu cine avem? Da. Cu cine avem onoarea? Da. Elvira de la Cărpașu. Păi doamna Elvira, spuneți-i ei. Da. Da. Uite, vezi, de la Melinești am trecut Amaradia la Tălpaș. Da. Deci da, da. Telespectatorii sunt alături de noi. Vă ascult, doamna Elvira, cu mare drag. Aveți o invitație, am spus, extraordinar de tare. E pentru prima dată când am auzit de Carmen Budulan. Păi vedeți ce surprize vă face Neneanelu.
noapte frumoasă și mulțumim din suflet. Vă mulțumesc și eu, vă mulțumesc. Să vă țină Dumnezeu obiceiul. Mulțumesc, doamnă. Și mie și lui domnul Nelu, bineînțeles. Exact. Deci e pentru prima dată când vă văd, dar sufeți, sunteți foarte talentată și mi-a plăcut doina, deci chiar m-a mișcat. M-a trimis taica la plug. Da. Mă bucur, mulțumesc frumos. Bine. Mulțumesc frumos, o seară bună, la fel. Și să vă țină Dumnezeu obicei. Doamna Elvira, toate cântecele din această seară, considerați-le un dar muzical din partea televiziunii Accent TV pentru dumneavoastră și cei dragi ai dumneavoastră. Mulțumesc din suflet, mulțumesc din suflet. Doamne ajută, o seară minunată. O seară bună. La fel și dumneavoastră, bună da. Seara. Așa, Crămenuța. Și spun părinții tăi că ai început să cânti, probabil la sărbările școlii. Da, cred că acolo a fost și debutul la sărbările școlare. Apoi a urmat festivaluri pentru copii, festivaluri mai mari. Pentru prima dată, la vârsta de 8 ani, am participat la un festival. Mai mi-aduc aminte erai așa vag. Copil. Da, eram copil, da. Dar mici secvențe din acea perioadă mi-aduc aminte cu drag. Și da. Asta grație învățătorului meu, Marin Batrânca, din Vădastra, deci din comuna da. Alăturată comunei mele natale, care s-a ținut un piculeț așa de capul meu. Mi-a pus în mână, da. Așa cum am spus, atât stiloul cât și vioara. Da. Dar și uite, mai află telespectatorii cântecul. Ceva că sigur ai cochetat da. Și cu vioara, nu? Și cu vioara. A fost un da. Instrument... care am ținut, dar mai mult am fost atrasă către canto. Canto popular. Da. Haide, dacă ți-a plăcut mai mult să cântăm din nou, am să rog colegii mei din regia de emisie să pregătească alte două cântece frumoase pe care, iată, într-o seară minunată de septembrie, Carmen Budulan le oferă în dar tuturor celor care urmăresc televiziunea Accent TV în acest moment. Să șterg la
lacrima ce-ți scurge, că nu-i puiul lângă tine.
a fost Carmen Budulan, care iată ne-a interpretat un cântec pentru cei plecați departe și un cântec pentru toți cei care au acasă o fetiță și un băiat. Un băiat și o fetiță. Da, așa da. Este. O piesă, o poveste aș vrea să spun, care este și piesa care poartă numele albumului meu, lansat de puțin. Mai tare. Da? În 2013. Și cea de-a doua piesă pentru toți cei care se regăsesc da. În acest Acum, cântec. Acum, să le spunem telespectatorilor că ai început o poveste, ați vrea să spun, nu? Așa ai da, zis. Da, așa este. E, povestea asta trebuie să știe telespectatorii că este într-adevăr o poveste, dar hai să vedem cine așteaptă la capătul celălalt al firului. Alo! Bună seara, domnul Neru Șerban! Sărut mâna, bună seara! Bună seara! Ce mai faceți cu fata frumoasă? Unde ați găsit-o? În vădăstrița Oltului. Frumoasă foc și cântă tare frumos. A fost pitulată până acum. Ce-a făcut? Da, a stat să-i crească gropițele în obraz. Păi cred că e frumoasă foc. Da. Vă mulțumesc frumos, doamnă. Spuneți-i cine e la telefon, că nu știe. Da, dumneavoastră nu știți cu cine vorbiți. Alo? Alo? Spuneți-mi. Sunt Cati de la Motru. Da, doamna Cati. N-ați venit la mine deloc la Motru. Păi da, n-am avut loc. Era aglomerat, dar v-am văzut, v-am auzit. Vedeți? Trei zile am stat la Motru acolo și nu v-am văzut să vă iau în brațe. Păi să știți că numai prima seară vineri am fost, că după aia m-am simțit bine, m-am dus o pasia tare rău. Îmi pare rău. Vă ascult, doamna Cati. Toate cântecile că e frumoasă și cântă tare frumos. Da? Am un copilul meu face o frumoasă vârstă pe 25 septembrie. Să vă trăiască. Înainte. Îi dorește mama la mulți ani împreună da? Cu Nora, cu nepoțelul Mihai, Denis. Da. La fata mea Carmen, la nepoțica Diana, la pădurar, la ginerii meu. Ginerile. Și îl iubește mama soacră și pe el. Da. Mulțumesc, doamna. Da. Mulțumesc, doamna Cati, pentru telefon. Eu vă mulțumesc și vă doresc mult succes. Să rămână. Da. Și urmăriți Accent TV și nu dar pierdeți. Dar nu pe Accent stăm. A, deci nu vă mai uitați la, și în partea aia, numai pe Accent nu, acum. Nu. Aha, nu, bine. Nu, nu, amâine tare e domnul Emil Badea. Da, bine. Avem, e bine. Avem ce vede pe Accent. Da. Dar nu știu din ce să vede deodată, nu să vedem culori, să vede negru, zice? E, probabil după la vânt. Bine, a. Doamna Cati. Bine. Hai, vă îmbrățișez cu drag. Doamne ajută. Mulțumim, mulțumim. Uite, pentru că doamna Cati m-a sunat de la Motru, vreau să îl salut pe domnul Gigel Gianu, primarul orașului Motru, pe domnul viceprimar Cosmin Morega, vreau să-l salut pe domnul Popescu, directorul Casei de Cultură din Motru, pentru faptul că timp de trei zile am conlucrat bine și am adus un strop de... Am încercat să aducem, sper că am și adus un strop de bucurie în sufletele locuitorilor orașului Motru. M-am bucurat de aceste sărbători și eu pentru că am fost acolo și l-asigur pe domnul primar de toată prețuirea mea și sunt sigur că va face lucruri bune acolo la Motru împreună cu domnul viceprimar, împreună cu Consiliul Local. Și vreau să salut de asemenea firma Enia San Motru, care face posibil distribuția postului de televiziune Accent TV în Motru și în foarte, foarte multe localități din Gorj și Mehedinți. Ei bine, Carmen, spuneam de poveste. Povestea ce înseamnă poveste? Tu, la un moment dat, ai ales să pleci. Pentru că ai zis o poveste da, aș vrea să da, spun. Da, este o poveste reală, așa cum spunea și dumneavoastră. Da? Am ales, după terminarea liceului și a facultății, să plec și să cunosc o altă lume departe da. De România. Și ai plecat departe de țară. Da, o altă experiență unde, bineînțeles, nu mi-am uitat cântecul și portul românesc. Da.
Dar după 9 ani de zile am decis să mă întorc la mine acasă. Eu cred că și eu te-am făcut să... Am spus mai devreme, pentru că întâlnirea aceea n-a fost întâmplătoare și a fost un moment unde a trebuit să mă gândesc bine la ceea ce a spus. Dar spun eu că n-ai să regrezi niciodată. Cu siguranță, cu siguranță. Chiar vorbeam cu prietenul meu, poetul popular Sabin Firizac, viața ta este o poveste frumoasă și că i-am povestit povestea la care domnia sa spunea poate că și întâlnirea cu dumneavoastră a contat. Da, și iată că în această seară se confirmă. Așa, ai stat departe de țară câți ani? Aproape 9 ani de zile au fost. 9 ani. Da, da. Și da. După 9 ani ai după zis... După 9 ani... Am zis că e mai bine acasă, unde cântecul este în sânul lui și trebuie să-l duce mai departe iubitorilor de folclor. Eu n-am putut să stau departe, cum spuneam, nici acolo nu am reușit să las deoparte, pentru că în comunitățile române din Italia, pentru că era țara în care locuiam, erau foarte multe evenimente culturale, unde, bineînțeles, eram nelipsită. Așa că, le trecea dorul de acasă, ai contribuit cu ceva. Da, cu multe asociații am contribuit și am colaborat și a fost foarte bine. Da. Și acum ținem legătura. În martie anul 2016 am fost și am susținut un spectacol la Torino, la românii de acolo. În aprilie 2017 o să fie o altă întâlnire cu românii, cu românii din Torino. De ce nu și din și din Roma alte orașe, din Milano, Roma da. Sau Milano. Da. E un lucru extraordinar, un lucru îmbucurător că te-ai așezat la cuibul tău și că, într-adevăr, faci ce-ți place. Cânt la lume că mi-e dragă și am să cânt o viață întreagă, spunea Maria Ciobanu în versurile sale. Cântecului. Eu am să rog colegii mei din regia de emisie să luăm o scurtă pauză publicitară, după care ne întoarcem cu cântecele invitatei mele, Carmen Budulan. Publicitate! Ne ascultați de 5 ani de zile. Datorită dumneavoastră suntem pe locul întâi și pentru asta vă mulțumim. De ziua noastră, noi, echipa Radio Accent și Accent TV, vă facem cadou un super spectacol. Joi, 15 septembrie, la Teatrul de Vară din Târgu Jiu, începând cu ora 17:30, vor urca pe scenă Petrică Mățu Stoian, Constantin Enceanu, Niculina Stoican, Vasile Ciobanu, Mariana Ionescu, Marcela Fota, Neta Soare, Olguța Berbec, Sanda Argint, Victorița Lăcătușu, Alina Lăcătușu, Maria Loga, Roberta Crintea, Cristian Bănățeanu, Emil Badea, Dumitru Vasilescu, Cristina Mateaș Fulgușin, Teodora Pană, Diana Maria Pilea. Cei prezenți la spectacol vor avea prilejul de a o asculta și admira pe Maria Dragomiroiu. Acompaniază ansamblul artistic profesionist Doina Gorjului, dirijor Aurel Blondea. Intrarea este liberă! Iauzi lume, lume, la 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 la, s-aude de bine, la 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 la. Spectacolul va fi difuzat în direct pe Radio Accent și Accent TV. Joi, 15 septembrie, ora 17:30, la Teatrul de Vară din Târgu Jiu. La mulți ani, Radio Accent și Accent TV! Oare cât de mari trebuie să fie deșeurile pentru a nu le mai ignora? Pe 24 septembrie facem curățenie în toată țara într-o singură zi. Înscrie-te pe letsdoitromania.ro. Să te faci remarcată și să fii răsfățată așa cum meriți? Trend Studio pune la dispoziția ta servicii de înfrumusețare de cea mai înaltă calitate.
Vino la salonul din strada 22 decembrie Târgu Jiu, iar specialiștii îți vor oferi lucrul pe care l-ai visat. Trend Studio, locul unde frumusețea este la superlativ. Pentru cine construiește, depozitul Adelia Con materiale de calitate pregătește. La depozitul Adelia Con din Târgu Cărbunești găsiți toată gama de materiale de construcții, începând de la ciment, fier, cărămidă, BCA și multibat și până la țiglă, gresie, faianță, vopsea lavabilă și tot ce trebuie pentru finisaje. Depozitul Adelia Con în Târgu Cărbunești, strada Pieții numărul 26, la 300 de metri de la CEAS spre piață, pe partea dreaptă. Transportul la domiciliu se face cu mașini între 3 și 22 de tone, inclusiv cu mașină prevăzută cu macara de încărcare-descărcare. Depozitul Adelia Con. Meseria și știu de ce. Husqvarna România dă startul promoțiilor la pachetele formate din moto unelte și moto fierăstraie la prețuri începând cu 1499 de lei. La Husqvarna 440 și 562 se oferă discount plus 5 litri de ulei pentru lanț, precum și la moto unelte primiți discount plus diverse cadouri. Mari reduceri la mașini de tuns gazonul. Husqvarna România. Ne găsiți în Târgu Jiu, strada Victoriei și bulevardul Ecaterina Teodoroiu. Mutru, calea Severinului. Turceni, platforma termocentralei. Târgu Cărbunești, aleea trandafirilor. Novaci, piața centrală. Padeș, apa neagră. Relații la numărul de telefon 0253210736. E al naibii de greu să fim cei mai buni. Sala de nunți Christine Evans. Christine Evans. Christine Evans vă așteaptă într-o locație de poveste cu meniuri bogate, prețuri adaptate și personalizate fiecărui buget. Clienții noștri au la dispoziție locuri de cazare, parcare gratuită și un decor inedit pentru poze. Sala de nunți Christine Evans. Le găsiți în satul Bibești, comuna Săulești. Christine Evans oferă din partea casei șampania, covorul roșu și tinerilor căsătoriți o noapte de vis în dormitorul matrimonial. Echipa noastră vă stă la dispoziție cu orice informație. Contactați-ne la numărul de telefon 0720-653-984.
ce să-mi pierd firea, inima file de carte, ce-al tău e pus deoparte. A fost Carmen Budulan și alte două piese frumoase interpretate pentru telespectatorii noștri dragi, telespectatorii Accent TV. Mă uitam pe afișul cu spectacolul de mâine și vreau să le reamintesc tuturor celor care doresc să participe la acest frumos și grandios eveniment. 5 ani de Radio Accent, 5 ani de locul întâi, că pot veni la sala teatrului de vară din la grădina de vară, nu? Oli. La grădina de teatru de vară, teatru de vară din Târgu Jiu, unde intrarea este liberă și au posibilitatea să se bucure acum la început de toamnă de prezența celor mai îndrăgiți interpreți ai cântecului nostru popular. 0353 414 410, numărul de telefon la care noi răspundem și spunem alo! Alo! Bună seara! Bună seara, domnul Șerban! Sunt Cornelia Voiunea de la Scoarcea. Da, doamna Cornelia. Bună seara. Tu să mă ating să nu intru în direct, deoarece în această seară ați adus în casele noastre o alteancă, da, pe care o felicit, îi urez multă sănătate, putere de muncă și succes pe calea cântecului popular. Și vreau să anunț că totul meu este din Oburșia, de lângă dumneavoastră, de acolo. Da, da, așa este, vă mulțumesc, bună seara, stimată și, doamnă. Și vreau să o mai anunț că dacă ajunge la Milano, trebuie să-l caute neapărat pe domnul Bebe. Da, da, să-l caute. Îi dăm adresa și cu plăcere, da, o așteaptă acolo, că știți că e o gazdă bună. O gazdă bună și... Mă bucur să găsesc și aici printre gorjenii olteni de-ai mei de acolo, de la Obârșia, de la Vădastra, Vădăstrița. Vă salut, stimată doamnă, îl salut și pe soțul dumneavoastră și vă dedic toate piesele din această seară pentru dumneavoastră și pentru cei dragi. Iar dacă ajungi la Milano, fratele doamnei o să te primească, pentru că dânsul se ocupă de evenimentele culturale de cu la Milano. Cu siguranță, cu această ocazie îi puteți da domnul nominativul Bebe Popescu. Meu, Bebe Popescu, sigur că da. Și poate ajungem și pe la Milano, că de la Torino până la Milano nu mai sunt decât 123 de kilometri. Cumnata mea lucrează în Torino, doamna Camelia. Cu siguranță ne-am întâlnit la diverse evenimente. Probabil. Și se gândi și fratele meu acolo. Acum am înțeles că a avut un spectacol mare iarăși la Milano cu nu știu ce muzică ce invitat acolo. Da. Mă bucur. Așa, mă bucur, așa fac românii când se adună la oaltă. Da, da. Da? Ce să zic, să dedic această emisiune familiei mele și celor două doamne de prieteni ale mele, Natalia Gojanu cu familia și Cristina Mateaș cu familia, cu rând de sănătate. Da. Și mâine poate ne întâlnim pe
tot la dumneavoastră, dar aș vrea să vă cunosc și în realitate. Sunt mai frumos în realitate. Vă cred, vă cred că... Așa? Confirm! Așa îmi spun doamnele când mă întâlnesc prin oraș. Vai, domnul Nelu, ce bine arătați la televizor, sunteți mai bătrân. Dar eu le spun că inima mea e... Tânără, domnul Nelu Șerbar va rămâne mereu tânăr și este, este tânăr, deci nu... Da. Ce să vă zic, sănătate multă, domnul Nelu Șerbar, să rămână. Multă, multă sănătate, multă fericire și sperăm să ne întâlnim odată, că tot ne lăudăm de vreun an și ceva și nu mai... Haideți că ne întâlnim. O să vină iarna lungă și o să avem timp să ne și petrecem. Chiar să rămână. Chiar astăzi am întâlnit un prieten care la marginea Craiovei, care m-a luat și m-a dus în grădină și mi-a arătat, zice, uite, din ăștia o să mâncăm de Sfântul Mihail și Gavril. De aici o să mâncăm la Sfântul Nicolae și de aici o să mâncăm la Crăciun. Mi-a arătat tot felul de... Este un bun gospodar și îi place să facă și dânsul și doamna, e vorba de domnul Iancu, să facă foarte multe preparate din astea, da. Tot felul de păsări, peste 200 de păsări, e extraordinar. Da, probabil este o pasiune. Da, este și are vreo 6.000 de metri pătrați acolo, o curte mare în care are tot ce îi trebuie. Important este să fim sănătoși și să-i mulțumim bunului Dumnezeu că suntem sănătoși. Da, așa e. Sănătatea este mai presus. Carmen, foarte scurt vreau să-mi spui cu cine ai realizat albumul, că nu vreau să uit, acest lucru e foarte important. Da, am colaborat cu oameni dragi, cu oameni care m-au ajutat la momentul respectiv, pentru că eram plecată, eram plecată în străinătate, pierdusem legătura cu foarte multe persoane. A fost suficient să dau un telefon unui bun prieten, Cristi Mărcuș din Drăgășani, care m-a pus în legătură cu orchestra condusă de maestru Virgil Iordache de la Pitești și mulțumesc pe această cale pentru că materialul este pregătit 100% de dânsul. Orchestrat. Orchestrat, da, orchestrat. Da. Pentru că restul... Da. La restul am umblat și eu și am avut așa o contribuție. Da. Mai avem un telefon repede. Alo? Da. Foarte repede să... Florentina. Să vorbești repede, Florentina. Vreau să te zic toate melodiile pentru doamna Carmen Butulan. Da. Pentru dumneavoastră, pentru toți dumnezeie. Vreau și eu să-i mulțumesc lui domnul Aurel Blonda. Și noi. Care e ca un tată pentru mine pe această cale. Mâine la spectacol ne întâlnim cu dânsul. Și vreau și eu să te zic toate melodiile pentru Carmen Mustăța. Da? Că în seara asta e ziua dânsei de naștere. La mulți ani. Pentru domnul Beni. Da? De la Târgu Jiu. Da? Pentru domnul Mărăianu. Îi mulțumesc pe această cale dacă dânsul se uită. Da. Și mai am o întrebare la dumneavoastră, domnul Nelu, de unde e soția dumneavoastră? E din Vrancea? De unde e soțul meu? Da, din Vrancea, de la Focșani. A, de la Focșani? Da. Și dedic-o pentru socrii mei, toate melodiile și pentru viitorul nostru. Da. Eu m-am săturat de oltence și mi-am luat o moldoveancă, da. Bine, Florentina, îți mulțumesc. 4 decembrie, domnul Nelu, vreau să-i dedic toate melodiile lui. Atunci, da, atunci. Îți mulțumesc. Haide să cânte Carmen. Carmen, vom mai vorbi puțin despre album. Hai să cântăm, să ne încadrăm în timp, că o să avem din nou o publicitate. Cântă din nou și ne încântă Carmen Budulan. Hey.
așezai la umbră, de-a să lăsai oile să pască și-n puse iarnicina și începui să cosi cu drag.
ascultați de 5 ani de zile. Datorită dumneavoastră suntem pe locul întâi și pentru asta vă mulțumim! De ziua noastră, noi, echipa Radio Accent și Accent TV, vă facem cadou un super spectacol! Joi, 15 septembrie, la Teatrul de Vară din Târgu Jiu, începând cu ora 17:30 de minute, vor urca pe scenă Petrică Mâțu Stoian, Constantin Enceanu, Niculina Stoican, Vasile Ciobanu, Mariana Ionescu, Marcela Fota, Neta Soare, Olguța Berbec, Sanda Argint, Victorița Lăcătușu, Alina Lăcătușu, Maria Loga, Roberta Crintea, Cristian Bănățeanu, Emil Badea, Dumitru Vasilescu, Cristina Mateaș Fulgușin, Teodora Pană, Diana Maria Pilea. Cei prezenți la spectacol vor avea prilejul de a o asculta și admira pe Maria Dragomiroiu. Acompaniază ansamblul artistic profesionist Doina Gorjului, dirijor Aurel Blondea. Intrarea este liberă! Ia uzi lume, lume, lai la, lai la 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 la, s-aude de bine, lai la, lai la la la. Spectacolul va fi difuzat în direct pe Radio Accent și Accent TV. Joi, 15 septembrie, ora 17:30 de minute, la Teatrul de Vară din Târgu Jiu. La mulți ani, Radio Accent și Accent TV! Oare cât de mari trebuie să fie deșeurile pentru a nu le mai ignora? Pe 24 septembrie facem curățenie în toată țara într-o singură zi. Înscrie-te pe letsdoitromania.ro. Să te faci remarcată și să fii răsfățată așa cum meriți. Trend Studio pune la dispoziția ta servicii de înfrumusețare de cea mai înaltă calitate. Vino la salonul din strada 22 decembrie Târgu Jiu, iar specialiștii îți vor oferi lucrul pe care l-ai visat. Trend Studio, locul unde frumusețea este la superlativ. Pentru cine construiește, depozitul Adelia Con materiale de calitate pregătește. La depozitul Adelia Con din Târgu Cărbunești găsiți toată gama de materiale de construcții, începând de la ciment, fier, cărămidă, BCA și multibat și până la țiglă, gresie, faianță, vopsea lavabilă și tot ce trebuie pentru finisaje. Depozitul Adelia Con în Târgu Cărbunești, strada Pieții numărul 26, la 300 de metri de la CEAS spre piață, pe partea dreaptă. Transportul la domiciliu se face cu mașini între 3 și 22 de tone, inclusiv cu mașină prevăzută cu macara de încărcare-descărcare. Depozitul Adelia Con. Meseria și știu de ce. Husqvarna România dă startul promoțiilor la pachetele formate din Moto Unelte și Moto Fierăstraie la prețuri începând cu 1499 de lei. La Husqvarna 440 și 562 se oferă discount plus 5 litri de ulei pentru lanț, precum și la Moto Unelte primiți discount plus diverse cadouri. Mari reduceri la mașini de tuns gazonul. Husqvarna România. Ne găsiți în Târgu Jiu, strada Victoriei și bulevardul Ecaterina Teodoroiu. Mutru, calea Severinului. Turceni, platforma termocentralei. Târgu Cărbunești, aleea Trandafirilor. Novaci, piața centrală. Padeș, Apa Neagră. Relații la numărul de telefon 0253210736. Ia al naibii de greu să fim cei mai buni. Sala de nunți Christine Evans. Christine Evans vă așteaptă într-o locație de poveste cu meniuri bogate, prețuri adaptate și personalizate fiecărui buget. Clienții noștri au la dispoziție locuri de cazare, parcare gratuită și un decor inedit pentru poze. Sala de nunți Christine Evans. Le găsiți în satul Bibești, comuna Săulești. Christine Evans oferă din partea casei șampania, covorul roșu și tinerilor căsătoriți o noapte de vis în dormitorul matrimonial. Echipa noastră vă stă la dispoziție cu orice informație. Contactați-ne la numărul de telefon 0720653984.
Un capul
A fost Carmen Budulan, care, iată, ne-a interpretat alte două cântece frumoase. Ne-ai dus și pe Olt, în sus și în jos. Ți-ai povestit și dragostea, dar n-am terminat povestea albumului. Deci, ai realizat cu orchestră pe placul tău, condusă de... Maestrul Virgil Iordache, Maestrul Virgil Iordache, din Pitești. De la Doina Argeșului din Pitești. Da. Și trebuie să le mai spunem că și cu producția albumului este o poveste. Da, pentru că producătorul nu este român, deoarece locuind departe de țară, m-am gândit că e mai bine să-l produc și să-l mediatizez mai mult pe teritoriul Italiei. De aceea CD-ul a fost și produs în Italia și lansarea, propriu-zis, a fost făcută pe teritoriul Italiei, da, pentru românii de acolo, din diaspora. Deci, în toți acești ani de pribegie, așa în ghilimele, cum se spune, n-ai stat degeaba, ai căutat să îi faci fericiți pe românii din Italia, din străinătate, da. Din străinătate, ducând mai ușor, trecându-le mai ușor dorul de acasă, de cei dragi. Da. Am observat de-a lungul timpului, de când ne-am cunoscut, că ți-ai îmbogățit lada de zestre cu foarte multe și minunate costume naționale. Pui preț pe costumele naționale? Da, eu zic că pentru un interpret costumul popular este cartea lui de vizită. Eu am ținut dintotdeauna și am respectat portul popular. Mai ales că vii dintr-o zonă cu costume extraordinare, da, cu colorit specific. Nu putem dezamăgi zona, pentru că este o zonă frumoasă, cum ziceam, bogată. Cătrințele de vădastra, vădăstrița, sunt specifice romanaților. Astă seară n-am ales să îmbrac acel costum, am ales să îmbrac un costum de sărbătoare, așa cum îmi povestea și bunica mea. Acest costum cu boșcele negre era chiar un costum pe care îl îmbrăca un prag de sărbătoare. Vreau să știe telespectatorii că este foarte, foarte, foarte vechi. Este foarte vechi, uitat așa de este. Timp. Da. Uitat de timp. Țin să precizez că aceasta este o cămașă din zona în care ne aflăm aici, din zona Gorjului. Într-adevăr, da, are o vechime estimabilă, dar am îmbrăcat-o cu drag astăzi și sper să o mențin sau cel puțin să o recondiționez pe măsură. Da. Mai avem o legătură telefonică și mă grăbesc să răspund. Alo! Alo, bună seara, domnul Nelu, bună seara și toate dumneavoastră. Bună seara, stimată doamnă, bună seara. Mi-am acolo Vlăduleni. Da, doamna. Dila? Vlăduleni. Vlăduleni. Da, domnule. Da, doamna mea. Sunt cele care ne cântă țara asta, doamna. Vreau să fie pentru băieții mei toți, nororile mele, nepoții mei, soțului meu, pentru vecinii mei. Da. Pentru doamna Mica Nicolau din Peștena, tată Peștena, pentru Păsălin Mireana din Vădureni și pentru Uta Dumnezeu din Vădureni. Pentru toți cântătenii care... Ați ascultat cântecele invitatei mele? Da, da. Da? Îmi place și să cântați și ceva cântare acum încolo. Așa. Și nu știu că cum o să fie. Și doamne pentru dumneavoastră, ajută. Special pentru dumneavoastră, mă stimată bucur, doamnă. Mă bucur nespus de mult. Da. La fel, să ne auzim cu bine. Și nu uitați că mâine e spectacolul Radio Accent. Da. Da? Cei care n-ajung la teatru de vară cu radioul pe accente, pe Radio Accent, da? Bine. Așa, Cărmenuța. Deci, costumele zici că sunt la loc de cinste. Ce ți-a lipsit în perioada în care ai stat departe de țară? Ceea ce facem acum, domnul Nelu, emisiunile și contactul cu publicul român, astea cred că mi-au lipsit foarte mult și, bineînțeles, obiceiurile și tradițiile. Obiceiurile și tradițiile. Cu toate că încercam să le menținem sau cel puțin să le ducem acolo în comunitatea noastră mică, dar nu erau și nu le gustam pe măsură ca atunci când eram în țara de Baștină. Da, deci mi-au lipsit foarte, foarte mult. De aceea am ales să fiu aici, în mijlocul lor, în mijlocul oamenilor,
unde sunt cei care ne dau un nume și ne dau speranță, încredere, perseverență, eu zic, pentru un artist. Da. Să știi că publicul totdeauna acordă girul de încredere și este cel mai critic juriu. Publicul te ridică, publicul te coboară. Da, așa este. În cazul tău, cu siguranță, ai auzit ce spunea o telespectatoare, unde te-am ținut ascunsă. Consider că acum este nevoie de cât mai multă mediatizare, de asta am și ales, iar telespectatorii mei au încredere în ceea ce spun eu acum. Carmen Budulan vine dintr-o zonă specială, Romanaciu, este înzestrată cu calități vocale extraordinare și sunt sigur că ea se va înscrie foarte repede în rândul interpreților care se bucură de aprecierea radioascultătorilor, telespectatorilor sau spectatorilor la spectacole. Și mai mult de atât, este mare lucru ca noi, cei care slujim folclorul, să-ți acordăm încrederea cuvenită. Pentru mine, cel puțin, de când te-am întâlnit, ai reprezentat ceva special și acum ai văzut în momentul în care ai interpretat Doina, m-ai făcut să trăiesc la intensitate maximă frumusețea stilului de interpretare și aveam impresia că sunt undeva la un festival de folclor, când interpreții se străduiesc să ofere tot ce au mai bun pentru a convinge juriu. Nu. În această seară, jurul tău a fost telespectatorii publicul, da. Accent cel TV, care ne privește în acest cei moment. Care te privesc în acest moment. De aceea am să rog colegii mei să pregătim alte două cântece frumoase. Mai avem un telefon. Alo! Bună seara, domnule Nelu Șerban, domnul distinsă, doamna Carmen Budulan. Bună ce seara. Onoare, ce bucurie! La telefon, poetul popular Sabin Firiza. Cu respect, domnul Sabin. Vă respect. Iată de la Melinești, de la Tărpaș, de la Motru, da. Și alte localități. Ajungem am și la Runcu. Bunăvoința dumneavoastră la Runcu. Vreau să vă spun un lucru. Un realizator de emisiuni TV, de folclor, cu siguranță când începe cu o doină, sigur ne cucerește pe toți. Însuși Coș Buc a spus-o și cu permisiunea asta voi trece foarte repede în revistă, câteva strofe. Copilul, tu ești gata, de-a pururea să plângi și când ești tristă, doină, cu inima ne-o frângi. Dar nu știu cum e bine când plângi că-n urma ta, noi plângem toți și amarul mai dulce, ne așa. Și toate plâng cu tine și toate te întreg, că vensul tău ce jalnic vorbește un neam întreg. Pe deal românul ară slăbit de amar și frânt, abia și apasă ferul în umedul pământ. Turbeți sărman și tremur și-l mângui în nevoi și mergi cu el alături cântând pe lângă voi. Iar vestii voi se uită cu miră la stăpân, pricep și ei durerea sărmanului român. Hai tăi suntem! Străinii te-ar pierde de-ar putea, dar când te-am pierde doină, ai cui am rămânea. Să nu ne lași iubito, de dragul tău trăim, sărați suntem cu toții, sărași, dar te iubim. Rămâi că ne ești doamna și lege al tău glas, învață-ne să plângem, că atât ne-a mai rămas. Și să vă spun bătării și sincer, pentru că ne-ați adus, într-adevăr, o interpretă de excepție care a făcut dovada că românii mei știu să se poarte și dincolo de granițele țării și aș vrea să mă repet încă o dată să știe tot românul, doamnă, oriunde e în lume largă, prin cânt și joc, și port și grai, că țara lui e cea mai dragă. Așa este. Așa este, da. Aveți perfectă dreptate. Aici ne simțim cel mai bine și oricât ar fi de rău în țara ta,
îți este cel mai bine. E pâinea tiberea, tot mai bine în sara da. Ta. Așa, spune... Așa cum spunea prietenul nostru comun, domnul Nelu Șerban, am avut o discuție prealabilă cu dumnealui. M-a bucurat sincer că m-a invitat în studioul de televiziune, la CNTV. Este un câștig, la sigur, pentru noi toți privitorii. Și mă bucur tare mult că a luat hotărârea cu concursul domniei sale să rămâneți în țară, pentru că este nevoie de interpreți ca dumneavoastră. Folclorul trebuie primenit. Cu mare drag și vă ascultăm cu mare drag. Folclorul trebuie primenit, domnul Sabin. Convingerea noastră este că trebuie primenit și iată ce frumos l-ați primenit dumneavoastră în seara aceasta. L-ați îmbrăcat într-un strai, așa cum stă bine tuturor și încă o dată ați făcut dovada că pe porți deschise pentru cântec intră într-adevăr interpreți de mare calitate, de mare anvergură. Așa, aș vrea să fac o comparație distinsă doamnă Carmen Bodolan, cum așa aș asemui eu? Ai doma unui fotbalist descoperit, trăitor undeva, dar cu foarte mult talent. Și domnule, când cineva s-a ocupat de el și l-a introdus în echipă, cu siguranță echipa a mers spre ce? Spre glorie. Așa este. Așa ceva a făcut dumneavoastră în seara aceasta, vă felicit și vă mai așteptăm. Vă mulțumesc pentru cuvintele frumoase, mulțumesc din suflet. Cu siguranță nu voi dezamăgi publicul iubitor de folclor din țară și în primul rând pe domnul Nelu Șerban. Cu siguranță o să-i demonstrez că o să ducem mai departe folclorul și pe culmile cele mai înalte. Este un om de excepție, îl apreciez alături de toți românii mei dragi, pentru că face într-adevăr lucruri minunate. Vă mulțumesc, domnul Sabin. Iar dumneavoastră, atât vă spun, vă admir cu atât mai mult că veneți din vremurile de mult cu cântecul în sufletul dumneavoastră, iată de la o vârstă fragedă și ce minunat este. Da. Când copiii cântă de mici, da. Și își urmează această cantă poate, frumoasă. Poate reușiți să ajungeți mâine la spectacolul Accent TV. Ar fi o bucurie mare. Vă asigur că voi ajunge. Da. Vă îmbrățișez cu drag, vă mulțumesc pentru intervenție, vă doresc o seară minunată alături de cei dragi și fie ca bunul Dumnezeu să ne ocrotească de tot ce este rău. Ei bine, mulțumim frumos. O seară bună. Cu aleasă prețuire, domnul Sabin Firiza. Carmen, tot ce e frumos trece repede. Așa este. Vreau să... Uite, mă uit la ceas și nu mai avem timp mult. Vreau să adresez un salut, pentru că îmi doresc să terminăm cu cântec. Vreau să adresez un salut telespectatorilor noștri dragi. Da, le pot ura multă, multă sănătate. Cum povesteam și spuneam mai devreme, sănătatea este mai presus de toate. Îi stimez și îi admir pentru ceea ce fac pentru noi, artiști în general. De aceea și noi, artiștii, luptăm să fim la... Înălțimea așteptărilor dumneavoastră. Vă urez multă, multă sănătate, fericire și să ne vedem cât mai des aici, da. în casa Accent. Televiziunii Accent TV. Nu, ne-ar fi trebuit 2-3 ore să stăm de vorbă, dar probabil că o să altă dată o să avem timp să continuăm povestea noastră. Oricum, garantez că tu vei fi așezat acolo unde ți-e locul și că urci cu pași repezi deja spre cea mai înaltă culme a cântecului popular prin perseverență și prin ambiția ce te caracterizează. Vreau să-ți mulțumesc din suflet și să te asigur de toată prețuirea mea și de tot sprijinul meu în continuare. Îți mulțumesc că existi și că ai ales să revii la ceea ce ți-a fost mai drag pe lume, cântecul. Vreau să mulțumesc și telespectatorilor noștri dragi, vreau să mulțumesc colegilor din regia de emisie și din platou.
Am să o rog pe Carmen să încheiem tot cu un cântec în această seară, iar pe dumneavoastră vă invit din nou ca mâine seară să nu ratați întâlnirea cu cei mai îndrăgiți interpreți ai cântecului popular la Teatru de Vară din Târgu Jiu, într-un spectacol de referință, Radio Accent, 5 ani de viață, 5 ani de locul întâi. În speranța că emisiunea viitoare ne va găsi pe toți mai buni, mai drepți, mai înțelepți, realizatorul emisiunii Porți Deschise pentru Cântec vă spune tuturor la revedere, să auzim numai și numai de bine.